Suntem la târgul de la Sighișoara. E ora amiazului și un pic s-au mai rărit oamenii. Aici ai pregătit un pseudo-scenă unde vorbesc organizatorii. O să ne îndreptăm un pic și spre standul stuparu.ro. Puteți observa și centrifugile electrice care le comercializăm și cortul stuparu.ro, colegul nostru Robert care servește oamenii. Mai sunteți pe timp, domnul director? Apicultor care observă hrănitoarele noastre rotunde de podișor. Avem o gamă largă de produse. Avem două standuri luate. E colegul nostru din magazin care vă răspunde la telefon când ne sunați. Oferta de haine, măști, Apifond a trecut foarte repede, prețul mic. Stupul Nicot a fost curtat de mulți apicultori și niște centrifugi manuale, găleți, stocurile din plastic. În spate am instalat laptopul și imprimanta. Facem facturi direct aici la târg pentru cei care vor să cumpere pe firmă. Colegul meu, Robert, la calculator scoate facturi pentru o comandă deja făcută. Avem doi colegi Robert, ca să nu fie confuzie, pe amândoi îi cheamă Robert. N-am bani pentru ăla. Și mascota stuparu.ro, Alma. Un lup cioslovac. Un lup cioslovac, deci nu câine, lup. Ce face Alma? Place la târg. Cu minte, fetița. Ce-ați mai vrea? Și standul stuparu din spatele Teșghelei. Da, noi suntem cu ele, dar n-am găsit sau nu. Noi ne luăm soseca. S-a lăsat și seara, s-au mai rărit clienții. Da. Avem și un monitor pe stand în care rulează filmele cu pașii de creștere ai măcilor folosind cutia Nicot. Da, sunt roaice.
a doua zi de târg. Compara, da. Am reușit să întindem mai bine bannerul de la cort. Avem astăzi ofertă cu un DVD gratuit pentru cei care cumpără cu Tinicot. Un DVD cu pașii de creștere a mărcilor folosind cutia Nicot. Mici probleme cu soarele, deocamdată nu se observă foarte bine pe monitor, dar le puteți urmări acasă liniștiți sau de pe internet direct. Acesta e standul nostru. Oferta de rame din Tei și Fac. Puteți observa centrifugile electrice marca Lison. Și în spate avem călețile din plastic, stupii de plastic și soclurile și podișoarele hrănitoare din plastic, ce le-am adus acum noi.